La bună revedere, prieteni, la un nou moment de poezie, întâlnirea cu numărul 806. Sunt Armanda Filipine și deja știți, v-am pregătit alți trei poeți ca să vi prezint, să vi sugerez și să vă invit să citiți și dumneavoastră dacă vă plac. Și tot ca de fiecare dată am ales o coloană sonoră, de această dată Johann Sebastian Bach, într-o interpretare, zic eu, memorabilă, o tânără la vioară, Hilary Hahn, o înregistrare de la Bremen, deci din spațiul german. După câte vă dați seama, tânăra care cântă la vioară nu este germană, dar așa e în lumea artei, nu există granițe și ce bine că nu ne mai împiedicăm de aceste granițe. În literatură e un pic mai complicat pentru că avem limba și trebuie să o folosim așa cum trebuie, chiar și atunci când traducem. Haideți să vedem dacă ceea ce am selectat eu se potrivește și ca traducere și ca prezentare cu muzica asta minunată și se ridică la înălțimea așteptărilor dumneavoastră, iubitorilor de poezie. Primul autor pe care vreau să-l avem în momentul acesta, numărul 806, v-am spus, este din Macedonia de Nord, Dragana Eftimova. Este numele autoarei, născută în 13 martie 1984, profesor de litere, în traducerea lui Dimo Dimcev, în revista de la Slobozia Helis, numărul 56 din 2017, sunt poeme traduse și semnate Dragana Eftimova. Să știți că sunt poeme de ale sale pe diverse pagini web, în limba engleză, dar poemul la care m-am oprit eu nu l-am găsit, mi-ar fi plăcut să-l găsesc pentru că mă interesează foarte mult, mi se pare cam ciudată traducerea, dar în fine. Deci, poemul este Identitatea pe litera D, autoare din Macedonia de Nord, Dragana Eftimova. Cu mari pași mă mut în identitatea proprie, coș amintiri, în gânduri purtate, uzate, cu straie vechi și piele aspră pe mâini, cu coperți îngălbenite de cărți pe care de mult nimeni nu le mai citește, și fotografii lipite pe pereții din camera mea. Pași palizi de multe plecări, cuvinte arhipline cu sensuri învechite. Și cum să fii liniștit când cineva se joacă cu intimitatea ta? Prea mult e prea de neajuns. Oricum ar fi, este tare frumos acest poem care ne lasă un gust amărui, de tristețe, de, iată, plecări, de cărți care nu mai sunt citite de nimeni. În fine. Deci o autoare care merită căutată și citită, Dragana Eftimova, din, repet, Macedonia de Nord. Cel de-al doilea autor din triada noastră este, din păcate, un autor dispărut, Nicolae Crevedia. S-a născut în 1902 și în 5 noiembrie 1978 ne-a părăsit. Era din județul Giurgiu. A avut o viață foarte interesantă, a fost specialist în limbii slave, a făcut parte din echipa lui Dimitrie Gusti, știți, cercetările sociologice prin țară, a fost și jurnalist și diplomat, comuniștii l-au închis o vreme,
din motivele binecunoscute, dar în fine asta până la urmă chiar nu mai contează, contează poezia și am găsit un poem foarte frumos din volumul său Bulgări și stele, apărut, fiți atenți, în 1934. Aurora, un fragment vă prezint din acest poem, repet, regretatul Nicolae Crevedia. Pentru somnul nostru, ochii mai zăbovesc în iarna de lână țigaie, cu o gloată de vis de căpăstru, prin satele cu miros de untură în tigaie, nu e calea laptelui, sunt lături, nu sunt stele, sunt firimituri, uitate pe masă pentru noi. Numai un cățel de usturoi, luna, zorile lipesc în geam, coale albastre, visul meu rebegit, sub ape înalte, viu din vremi cu tristeți de zahăr și sare, toarnă-mi în pahar ceaiul privirilor calde, îndulcite cu somn. Și repet, un poem apărut în 1934 și are un farmec extraordinar, câteva expresii așa un pic de altă epocă, dar poezie adevărată și ce frumos sună și visul meu rebegit sub ape înalte. Și chiar asta cu, aici expresia asta, ochii mei zăbovesc în iarna de lână țigaie, cu o gloată de vis de căpăstru, prin satele cu miros de untură în tigaie, nu e calea laptelui, nu sunt stele. Tare frumos acest viu din vremi cu tristeți de zahăr și sare. Deja e așa o imagine, îmi și imaginez gașca aia cu Dimitrie Gusti umblând din poartă în poartă și căutând povești de demult și tradiții și obiceiuri și... Și iată, un pic din această aromă de demult. Aromă, da, mirosul vremurilor, frumos. Nicolae Crevedia, dragii mei, sper că v-am făcut curioși să căutați poeme de altă dată și tot dacă suntem la poeme de altă dată, dar acum și mai de demult, un autor francez, Théodore de Banville, tradus de Nicolae Bozbiciu în revista de la Bistrița Mișcare Literară, numărul 1 din 2004. Tot așa un poem tare, tare frumos, o să vă placă, o să recunoașteți, știu eu, ritmul și chiar o să găsim și aici ceaiul, dar în altă formulă. Deci, poetul francez Théodore de Banville, care a trăit între 1823 și 1891, v-am zis, iată ce de mult, de mult, și poemul Ceaiul. Miss Helen, hai și toarnă-mi ceaiul în porțelanul chinezesc, unde pești de aur gâlcevesc, cu un monstru roz ce-și plânge traiul. Chimere, ce-mi supuneți traiul, cruzimea voastră o iubesc. Acolo, sub un cer fierbinte, văd inocență și extaz în ochi prelungi, ca de turcoaz, al unei doamne reci și mândre. Miss Helen, toarnă-mi înainte. Ușor umoristic, dar ce frumos și parcă și vedem pe această Helen, Miss Helen,
turnând ceaiul unui domn care vede și himere, se amuză de peștii desenați pe ceaiul, pe ceașca de porțelan chinezesc. În fine, o întreagă poveste din care noi putem extrage și idei la care să creionăm o poveste întreagă, nu-i așa? Pentru că la o ceașcă de ceai, nu, între un poet și o doamnă Helen se pot întâmpla multe, în fine. Teodor de Banville, dragii mei, iată încă un poet pe care vi-l sugerez. Domnule Țânțar, ce tot faci pe aici? E, acestea au fost întâlnirile noastre cu poezia în momentul cu numărul, am și uitat ce număr v-am zis, 806, iată, suntem de atâtea momente împreună și vom mai fi, pentru că poezia merită, așa cum ați observat, merită timpul nostru alocat și bucuria întâlnirii, zic eu, că face toți banii, cum se zice, și ascultăm încă. Hilary Hahn este violonista, un concert de Bach, celebru Bach, nu-l mai prezint. Căutați înregistrări cu Hilary Hahn și poeții pe care vi-am prezentat, sper că v-am convins să-i căutați și dumneavoastră, să-i citiți. Toate bune!